Vântul ușor se juca leneș pe asfalt, gonind frunzele căzute, iar foșnetul lor adăuga un aer de mister zilei de septembrie care se stingea. Parcă sub influența acestei imagini nostalgice, regina Alexandrovna amesteca încet înghețata topită cu o linguriță miniaturală. La un moment dat, ea a rostit cu tristețe. Așa se întâmplă și în viață. Cel mai bun timp va trece, ca vara, și nu vei apuca să te uiți înapoi, căci bătrânețea se va apropia. Solomina a observat acid. M-ai invitat aici ca să te plângi? Lomachina a zâmbit forțat. Desigur că nu. Îmi pare rău. M-am distrat. În ultima vreme, mă macină gânduri triste, de aceea și starea mea este proastă. Regina Alexandrovna și-a strâns mâinile și a ridicat ochii spre cer. Dar gesturile și mimica ei au avut un efect invers asupra prietenei, iar Solomina a cerut cu iritare: Rina, pot să ne explici simplu, fără aceste gesturi teatrale, ce se întâmplă cu tine? Capitolina Isakovna a desenat un cerc în aer cu un deget elegant. Sincer, nu văd motivul să plângem după timpul pierdut. Mai ales tu. Ai reușit să fii căsătorită oficial de patru ori, iar câte ori neoficial? Capa a făcut un semn semnificativ prietenei, dar aceasta a aruncat o privire indignată. La ce te referi? Nu-ți este rușine? Solomina și-a încrucișat brațele pe piept. Dumnezeu să mă ferească! niciun fel de aluzii sau judecăți. Eu sunt pentru ca fiecare om să facă așa cum îi place. De la tine, bărbații au fugit și ai făcut bine că i-ai schimbat la fel de des cum schimb de învelopele de mașină. Cel puțin, în bătrânețe vei avea ce să-ți amintești. Regina Alexandrovna s-a agățat de ultima frază. Așa este, capa. Totul este deja în urmă. Rămâne doar să așteptăm bătrânețea și să ne amintim. Dar aș vrea atât de mult să-mi prelungesc vara, să amând venirea toamnei. Solomina a provocat-o din nou pe prietenă. Împotriva naturii nu poți lupta. Ne-a mai rămas doar să prindem ultimele raze de soare și să așteptăm umii la pusul. Lomachina a întrerupt-o nerăbdătoare. Capa, până la pus mai este timp și putem încerca să ne schimbăm viața în bine. Capitolina Isacovna a ridicat sprâncenele cu uimire. Vorbești frumos. Apusuri. Răsărituri. Exact ca un etud poetic. Dar nu înțeleg esența. Hai să fim fără cuvinte în plus. Spunem: De ce m-ai chemat în această cârciumă? Probabil nu pentru a mă răsfăța cu această mâncare de palmier. Cu un gest brusc, femeia a împins de la sine o farfurie elegantă, dar nu a calculat forța inerției. Vasul ușor a alunecat pe masă și s-a răsturnat. O substanță dulce s-a vărsat pe fusta reginei Alexandrovna, provocându-i un șoc. Văzând ce a făcut, capa a sărit și s-a agitat în jurul prietenei. Regina, îmi pare rău, nu am făcut-o intenționat, așa s-a întâmplat. Hai să mergem la toaletă, trebuie să curățăm pata cât este proaspătă. Acest mic incident i-a stricat complet starea de spirit reginei Alexandrovna. Era pe punctul de a plânge de supărare, reproșându-i prietenei. Asta e, ne-am întâlnit. Am alergat la această întâlnire, sperând la ajutorul tău, iar tu mi-ai spus o grămadă de prostii și, în plus, mi-ai stricat fusta nouă. În ciuda stării proaste, victima, mormăi nemulțumită, i-a întins fusta prietenei. Nu te strădui degeaba! Capa! Cu apă rece nu poți curăța pata! Capitolina Isacovna a strigat. Nu mai plânge! Totul va fi bine dacă nu te vei plânge! Solomina a udat abundent pata de pe fusta afectată, apoi a spus mulțumită. Rămâne doar să o usucăm și va fi ca nouă. Cu o privire evaluatoare, Solomina a trecut cu ochii peste figura reginei Alexandrovna și a observat aprobator. Și tu nu ești deloc rău. Nu ai cum să dai 50." Regina Alexandrovna nu a apucat să răspundă ceva cherent la complimentul prietenei, pentru că în toalet au intrat două femei în vârstă. Ele le-au privit dezaprobator pe prietene și s-au îndreptat spre cabine. De acolo s-au auzit vocile lor. Ce se întâmplă?" Niciun pic de rușine la oameni." Asta e adevărat. Nicolaevna a observat una." Stă aici una în loc public și nici măcar nu s-a făcut roșie. Capa zvonca a râs, dând din cap spre cabine. Pentru prima dată aud că toaleta este un loc public. Interesant ce au gândit despre noi aceste țărânci. Regina Alexandrovna a smuls din mâinile prietenei fusta ei și a început să o tragă repede. Nu au gândit nimic bun, pentru că capa ne comportăm ca două idiote cu mințile rătăcite. Lomachina a părăsit prima cameră de toaletă a cafenelei mici unde avea loc întâlnirea. Capitolina Isacovna a urmat-o cu pași măsurați, încercând să o convingă. Regina, încetinește puțin. Nu sunt o căprioară de pădure, așa că nu pot să te ajung. Și, în general, nu sunt de acord că suntem bătrâne. Suntem în acea vârstă pe care se obișnuiește să o numească vârsta lui Balzac. Lomachina a frânat brusc, iar capa a fost pe punctul de a o lovi, dar în loc de cuvinte de indignare, a râs. Rina, Asta e răzbunarea ta pentru fustă? Regina Alexandrovna a prins și ea o rază de umor și a spus cu greu. Nu, prietenă! Răzbunarea pentru fusta mea stricat te așteaptă înainte și nu te vei descurca doar cu scuze. Capitolina Isacovna a devenit imediat serioasă. Eh, Rina, nu știi să fii vicleană, iar eu m-am gândit și nu am putut înțelege la ce se referă tot acest dramatism. Vorbește direct. De ce m-ai chemat? Regina Alexandrovna s-a simțit puțin jenată. Nu știu cum să-ți spun. Capa a spus ironic. Spunem direct că ai nevoie din nou de bani. Am ghicit. Lomachina a dat din cap cu bucurie, ca un păpușă chineză. Capa, ajută-mă. Am nevoie de foarte puțin. Vreau să mă relaxez puțin, dar cu banii e greu. Știi bine ce salariu am. Solomina a ordonat. Hai să ne așezăm. În acea seară, pe malul apei, unde se plimbau prietenele, era destul de aglomerat, așa că le-a fost foarte greu să găsească un loc unde să se poată retrage. Regina Alexandrovna se uita cu speranță la prietenă, iar aceasta făcea pe cea că nu observă privirile. În cele din urmă, după o pauză destul de lungă, capa a spus Regina, nu-mi place să te supăr, dar nu pot să-ți dau bani. Dar tu nu mi-ai returnat încă datoria anterioară. Deși suma nu este mare, nu sunt atât de bogată. Pe măsură ce prietena îi reproșa datoria neplătită, fața reginei Alexandrovna devenea din ce în ce mai întunecată. În disperare, ea și-a strâns degetele și a implorat. Capa, îți promit că îți voi da totul. Mai târziu. Pur și simplu acum nu este cel mai bun moment pentru mine, iar tu ai spus că cel mai eficient remediu pentru melancolie este o vacanță bună. Așa că m-am gândit că ai putea să mă ajuți. Solomina a ridicat vocea. De ce eu? Cerei fiului tău. El trebuie să aibă grijă de mamă. Regina Alexandrovna era încă în stare de șoc. Se pare că nu se aștepta să primească un refuz de la prietenă, căci Capa a fost întotdeauna alături de ea. Și acum, o astfel de dezamăgire. Femeia era complet disperată, dar nu se gândea să se predea. Încă mai spera că prietena își va îmbunătăți poziția. Capa, ai dreptate, dar nu pot să cer acum nimic de la Valera. El trece printr-o perioadă dificilă, iar Nora nu-i dă pace, îl trage mereu. Fiul meu nu a avut noroc cu soția. A primit o adevărată scorpie. Capitolina Isacovna a aruncat o privire încruntată asupra prietenei și a întrebat cu ironie. Dacă am înțeles bine, fiul tău adult este din nou liber? Lomachina a suspinat. Nu are noroc. Parcă cineva a pus un blestem asupra lui, nu găsește loc de muncă, iar soția îl chinuie acasă. Capa a zâmbit sarcastic. Aha! Totul este atât de rău încât nu mai poate trăi. Oprește-te, regina, să-l mai aperi pe fiul tău. Este leneș, Valerca. De aici și ghinionul. Iar soția ta merită un monument în viață pentru răbdarea ei. O altă femeie în locul ei l-ar fi dat afară. Solomina s-a ridicat de pe bancă și, cu un ton prietenos, a încheiat discursul ei. Nu te supăra, prietenă, că ți-am spus totul în față, dar nu pot să fiu ipocrită. Și îmi pare rău că nu pot să-ți dau bani. Ești un împrumutător nesigur și eu mă pregătesc de vacanță. Cerei sorei tale sau cumnatului. Din câte știu, el este un om înstărit. Să te ajute ca un membru al familiei. Regina Alexandrovna a spus printre dinți. Mulțumesc pentru sfat. Va veni ziua când și tu vei cere ajutor de la mine, iar eu îți voi răspunde la fel. Solomina a auzit ce a spus prietena, dar nici măcar nu s-a întors. Era fericită că s-a terminat conversația neplăcută pentru ea. Dar cel mai mult capa se bucura că în sfârșit a scăpat de această parazitare înrădăcinată. Regina și capa erau prietene încă din anii de școală, iar în acele vremuri prietena îi plăcea să se plimbe pe spatele altora. Se pare că genele mamei s-au transmis și fiului. Marina se agita în bucătărie de dimineață. Cânta în ce ceva vesel, aruncând din când în când o privire la ceas. Milana s-a așezat modest pe un scaun. Fata observa mișcările iscusite ale mamei, dar nu era în cea mai bună stare de spirit. Marina i-a făcut cu ochiul fiicei. De ce ești atât de posomorâtă? Uită-te! Ce zi frumoasă! Milana a suspinat greu. Mămico, oare vremea bună este totul? Există lucruri mai importante. În vocea fiicei de opt ani, mama iubitoare a simțit nuanțe de disperare. S-a așezat în genunchi lângă fetiță și i-a privit în ochi. Milana, de ce ești atât de tristă? Ai probleme la școală? Fata a scos din nou un suspin expresiv. Mama, la școală totul este perfect. Eu sunt o elevă de nota 10. Atunci de unde vine tristețea universală a fetiței mele? Pe fața fetiței se reflecta o gamă întreagă de emoții. Dar Marina a așteptat ca Milana să-i povestească despre problemele ei. Milana a mai suspinat o dată semnificativ, apoi a spus: Mămico, am o stare proastă pentru că ziua mea de naștere se apropie. Marina a exclamat cu uimire: Pentru prima dată văd pe cineva care nu se bucură de acest eveniment. Milana s-a ridicat, iar mama a fost nevoită să-i urmeze exemplul. Fata a mers prin bucătărie, apoi a ieșit dintr-un impuls la fereastră. Mama, tu mi-ai spus când eram foarte mică că eu sunt neobișnuită pentru tine și tata, de aceea dorințele mele nu sunt ca ale altor copii. Marina a ghicit la ce se referă fiica. A îmbrățișat-o cu bâlândețe. Ei bine, hai, împărtășește-mi visele tale. Voi încerca să-ți îndeplinesc dorințele. Starea de spirit a copilului s-a schimbat instantaneu în direcția pozitivă. Milana s-a lipit de mamă și a șoptit cu o voce pătrunzătoare. Mămico, vreau să o zi de naștere ca Lica Utkin. Recent, cu aproximativ două luni în urmă, colega de clasa Milanei a sărbătorit și ea ziua ei de naștere. Părinții lei că ei erau oameni înstăriți și, prin urmare, își puteau permite o petrecere de ziua copilului cu fast. La sărbătoare a fost invitată toată clasa. Copiii au fost distrați de animatori, iar petrecerea s-a încheiat cu artificii. Milana a fost impresionată de acest spectacol lui tot timp de mai bine de o săptămână, iar acum dorea să organizeze o sărbătoare la fel de strălucitoare ca cea a prietenei sale. Milana se uita cu speranță la mama ei. Îi dorea foarte mult să audă un răspuns pozitiv de la ea și a început să aducă argumente care ar trebui să o convingă pe mama să ia o astfel de decizie. Mămico, avem o casă mare și în curte este mult loc. Dacă nu plouă, putem organiza petrecerea chiar afară. Pentru a fi mai convingătoare, fata gesticula activ. Marina a zâmbit. Fetiță, cu siguranță vom organiza o adevărată petrecere în cinstea ta. De îndată ce se întoarce tata, vom discuta împreună despre asta. Milana a suspinat ușurată. Mulțumesc! Mamico, credeam că vei spune din nou că nu avem bani. Căci tata nu a găsit încă de lucru. Mamă, de ce nu are noroc cu locul de muncă? Probabil pentru că ies în cale doar oameni răi? Marina a fost din nou surprinsă. Răi? De unde ai învățat cuvintele astea? Milana a ridicat din numeri. Învățătoarea ne-a spus că, înainte, când nu existau avioane, metrou și clădiri mari, iar oamenii trăiau în căsuțe, erau plini de zile rele. Oamenii nu le văd, pentru că sunt invizibile, ca fantomele și fac tot felul de neajunsuri. Marina a râs forțat. Nu, Milana, tatăl tău are alte probleme. Deși zilele rele există și ele. Fata a râs vesel. Iar cea mai mare zi rea este bunica Regina. Am ghicit? Marina ar fi trebuit să se revolte, căci nu este bine să vorbești așa despre cei mai mari. Dar era complet de acord cu fiica ei că soacra era principala forță negativă care îl influența pe Valera. Deodată, în bucătărie s-a simțit un miros de ars, iar gospodina a alergat spre Aragaz. Milana, din cauza vorbelor tale, am fi putut să pierdem prânzul. Du-te în camera ta, nu mă mai deranja. Iar în legătură cu ziua ta de naștere, eu și tata vom găsi o soluție. Nu trebuie să te îngrijorezi în legătură cu asta. Fata a sărit în camera ei. Marina a urmărit-o cu o privire bâlândă și și-a amintit cu recunoștință de tatăl ei. Datorită eforturilor lui Sergei Constantinovici, familia Lomachina a avut un cămin confortabil și spațios. Părinții Marinei s-au despărțit când ea avea aproximativ aceeași vârstă ca Milana. Dar despărțirea a avut loc în mod pașnic, fără scene tumultoase și insulte reciproce. Sergei Constantinovici și-a strâns liniștit lucrurile și a plecat. La revedere, el i-a spus soției, Vica, nu vreau să ne despărțim ca dușmani. Dacă poți, iartă-mă. Și știi că te voi ajuta întotdeauna, dacă apar probleme. Tatăl a acționat ca un adevărat bărbat. Nu a vrut să împart apartamentul, deși avea dreptul la jumătate din proprietate. Da, de fapt, nu era nimic de împărțit. O garsonieră mică cu două camere adiacente și o baie comună. Mai târziu, deja de la mamă, Marina a aflat că tatăl a iubit o altă femeie. De fapt, și această relație nu a rezistat testului timpului, dar s-a întâmplat mult mai târziu, iar atunci fetița se afla într-o vârstă fragilă, când chiar și un eveniment neplăcut, dar nesemnificativ, părea o tragedie. Marinei era greu să accepte că tatăl ei a preferat o altă familie, dar nu îndrăznea să-l judece, iar Victoria îl vovna prea orice discuție pe această temă. Nu te supăra pe tată. El nu se derce. Te ajută întotdeauna. Ne-a lăsat apartamentul și pentru asta îi mulțumim. Dar, în afară de apartamentul lăsat în folosință veșnică, Sergei Constantinovici o ajuta pe Marina cu bani în mod regulat. Când Marina a terminat școala, el i-a spus, înscrie-te, fetiță, la institut. Astăzi, doar o persoană educată poate găsi un loc de muncă bine plătit. Te voi ajuta cât va fi nevoie. Marina a fost admisă la pedagogie. A visat mereu să studieze limbi străine. Dar în viața liniștită a micilor familii a intervenit brusc o nenorocire. Victoria Alvovna a murit tragic. După divorțul de soț, femeia a decis să se ocupe de o mică afacere. În acea perioadă, cel mai atractiv și profitabil tip de activitate antreprenorială era comerțul cu haine la modă. Și Victoria Alvovna s-a implicat în acest proces cu optimism. Împreună cu alte comerciante, ea călătorea în Europa pentru a duce marfă. Afacerea mergea bine. Iar femeia a reușit în curând să cumpere un mic pavilion situat la intrarea în piața orașului. Ulterior, exact amplasarea punctului de vânzare a jucat un rol fatal în soarta antreprenoarei. Tragedia s-a întâmplat la începutul iernii, când dezghețul a fost înlocuit de înghețuri. Din cauza vremii instabile, zona din fața intrării în piață semăna cu un patinoar, așa că oamenii cădeau adesea, iar mașinile derapau. Comercianții și vizitatorii pieței au scris plângeri la primărie și alte instituții dar au primit doar răspunsuri seci. Marina își amintește cum mama se plângea adesea din cauza asta. Oamenii se lovesc, își rup mâinile și picioarele și nimănui nu-i pasă. Nu mai știm cui să ne plângem de indiferență. Marina atunci a sugerat să atragă televiziunea pentru a rezolva problema. Victoria Alvovna s-a bucurat. Fetiță, ai dreptate. Astăzi voi discuta cu ai noștri. Prin ai noștri se înțelegea toți comercianții de pe piață. Nu se știe dacă femeia a reușit să-și împărtășească ideea cu colegii, dar până când instanța a decis, ea a decis să îmbunătățească situația din fața pavilionului ei cu propriile forțe. Umplând o găleată mică cu un amestec de sare și nisip, femeia a început să presare zona din jurul obiectului său comercial. În același timp, un microbuz ieșea din piață, iar șoferul nu a observat-o imediat pe femeie. Când a observat-o, a încercat să frâneze, dar mașina a derapat și apoi a fost dusă spre pavilion. Medicii au sosit imediat la fața locului, dar nu au putut ajuta victimele. Chiar și înainte de moarte, Victoria îl vovna glumea, blestemând gheața. Mai rău decât forțele necurate, vremea mi-a stricat toată afacerea. Femeia a murit pe drum spre spital, dar medicii au spus că, chiar dacă ar fi dus-o, nu ar fi putut să o ajute. Sângerare masivă și toate organele interne erau afectate. Sergei Constantinovici a venit la fiica sa imediat ce a aflat despre moartea primei sale soții. Toate grijile legate de mormântare le-a preluat el. Ulterior, el a ajutat-o pe fiică să-și rezolve moștenirea. Tatăl îi amintea mereu, Marina, să știi că nu ești singură în această lume. În orice circumstanțe, te voi ajuta. Această promisiune a fost întotdeauna respectată de Sergei Constantinovici. Chiar și după ce tatăl s-a despărțit de a doua soție și a plecat să lucreze în cealaltă parte a țării, Marina nu a fost lipsită de sprijinul său. Neînțelegerile dintre fiică și tată au apărut atunci când ea l-a întâlnit pe Valera. Sergei Constantinovic nu era un ipocrit, dar întotdeauna avea o atitudine negativă față de un astfel de fenomen, cum ar fi căsătoria civilă. Nu i-a plăcut nici ginerele, nici modul în care s-a mutat rapid în apartamentul fiicei sale. Dar, în același timp, tatăl nu dorea să distrugă fericirea Marinei și a observat cu prudență. Marișa ar trebui să vă căsătoriți mai întâi, iar apoi să vă mutați. La acea vreme, Marina terminase deja institutul și lucrase câțiva ani la școală. Avertismentul tatălui a provocat în ea o ironie destul de explicabilă. Tată, nu mai sunt la vârsta la care să respect conveniențele. Cu siguranță ne vom oficializa relația, dar puțin mai târziu. Așa că nu trebuie să te îngrijorezi din acest punct de vedere. Mutarea grăbită a lui Valer în locuința ei a fost explicată de tânără prin faptul că mama viitorului ei soț era o femeie tânără și atrăgătoare, așa că și ea avea dreptul la o viață personală. Oțrovski a ghicit. Ce? S-a căsătorit și ea. Marina a fost puțin jenată de această întrebare, deoarece nici ea, nici tatăl ei nu discutaseră vreodată astfel de subiecte delicate. Da, tată, cam așa. Valera se plângea că încă de la școală era râs de frecventele căsătorii ale mamei sale. Iar acum, când era deja adult, îi era pur și simplu incomod să fie în același apartament cu ea. Regina Alexandrovna avea o preferință specială pentru bărbați mult mai tineri decât ea adică aproape de vârsta fiului ei. Acest ultim fapt l-a surprins foarte mult pe Sergei Constantinovic și chiar i-a părut rău pentru ginere. Da, băiatul nu a avut noroc. Dar ce să faci? Părinții nu se aleg. După această conversație, Sergei Constantinovic nu a mai exprimat împotriva faptului că fiica sa trăiește cu Valera fără a fi căsătoriți. Totuși, când Marina a rămas însărcinată, tatăl a ridicat din nou această temă. Voi ce gândiți cu capul vostru? Cu un tată în viață! Copilul va crește fără tată? Marina a murmurat în răspuns că, ca mamă singură, va primi ajutoare sociale, iar acești bani vor putea fi economisiți pentru a cumpăra o locuință nouă, mai spațioasă. Sergei Constantinovic înțelegea perfect că acestea erau doar scuze. Odată, când Marina era acasă singură, el a spus: Am gândit mult și am decis să te ajut din nou cu locuința. Există multe opțiuni diferite care îți pot îmbunătăți condițiile de locuit, dar eu am ales una. Marina a observat că tatăl a subliniat de două ori cuvântul tale. A cerut părinților să-i explice această particularitate, la care Sergei Constantinovic a răspuns: Am subliniat acest cuvânt pentru că nu-mi place Valera al tău, chiar dacă tu ai milă de el. Este un leneș și pur și simplu te folosește, așa că ajutorul meu nu ar trebui să se extindă asupra lui. Marina a exclamat: Tată, ești nedrept! Valera este foarte bun, doar că tu nu-l cunoști bine dar Sergei Constantinovic nu i-a permis fiicei să se exprime. Nu mă întrerupe, tată! Am avut suficient timp să mă conving de faptul că soțul tău este obișnuit să ducă un stil de viață parazitar. Dar dacă te mulțumește, pot suporta. Acum vorbim despre altceva. Oțrovski s-a împiedicat și s-a uitat cu uimire la fiică. M-am încurcat complet. Spunem, la ce m-am oprit înainte să mă distragi cu valera al tău? Fiica a răspuns provocator. Astăzi, pe agenda ta este problema locuinței. Sergei Constantinovic s-a animat. Da, exact. Pentru orice om, mediul de trai are o importanță semnificativă. Fără îndoială, acest apartament este strâmt chiar și pentru doi, iar dacă va apărea un copil, nu va fi loc deloc. Mă întreb ce crede Valera despre asta? Această întrebare a surprins-o pe Marina, iar ea a început să explice cu nesiguranță. Tată, Valera este complet copăleșit de problema locuinței. La muncă a avut probleme serioase, deoarece a fost mutat pe o poziție mai prost plătită, dar acestea sunt dificultăți temporare, deoarece plănuiește să se mute la un alt loc de muncă. Oțrovski nu a ratat ocazia de a mai face o observație despre ginere? Lucrătorii buni nu sunt dați la o parte, astfel de cadre sunt de obicei apreciate. Dar soțul tău nu este din acea serie, deoarece este obișnuit să trăiască pe seama altora. Te întreb, fiica mea, nu întâmplător în toate detaliile. Înainte de a lua o decizie importantă, am nevoie de garanții, iar acestea, din păcate, nu există. Marina s-a uitat nedumerită la tatăl ei. Tată, despre ce garanții vorbești? Oțrovski a tușit. Despre acelea care te vor proteja în viitor pe tine și pe nepoata sau nepotul meu de neplăceri. Bine, să trecem de la teorie la practică. Acest apartament poate fi schimbat cu o plată suplimentară pentru unul mai spațios dar putem vinde și cumpăra o casă în suburbie. Apropo, am căutat puțin prin anunțuri și am găsit o opțiune bună în suburbie. Dacă vrei, putem merge să o vedem. Tânăra femeie a fost luată prin surprindere. Tată, dar noi cu Valera nu avem bani pentru plată suplimentară. Oțrovski a privit-o cu milă pe fiica sa. Din nou, Valera, ești obsedată de el. Ah, fiică, fiică, Marișa, Știi că dacă am început o afacere, am gândit toate detaliile. Plata suplimentară o voi lua eu. Marina se temea să creadă în fericirea care s-a bătut asupra ei. A sărit să-l îmbrățișeze și să-l sărute pe tatăl ei. A doua zi, au plecat împreună în suburbia care se învecina cu orașul. Obiectul imobiliar scos la vânzare corespundea în totalitate dorințelor Marinei. Suprafața totală, aproape 100 de metri pătrați, o mare curte, o bucătărie spațioasă, Există anexe. Tânăra femeie a recunoscut: Tată, sunt complet șocată. Despre o astfel de locuință poți doar visa. Desigur, va necesita o renovare serioasă, dar sunt sigură că împreună ne vom descurca. Împreună? Sergei Constantinovic s-a uitat atent la fiica sa, iar Marina s-a simțit jenată sub privirea lui grea. Da, împreună. Cu soțul. Nu ți-am spus imediat. Am vrut să fac o surpriză. Eu și Valera am decis să ne oficializăm relația, dar nu crede că această decizie a fost luată sub presiunea ta. Valera a decis singur că este timpul să punem capăt acestei incertitudini. În curând va deveni tată. Fața lui Oțrovski a devenit perplexă. Bine că mi-ai spus despre asta, dar cred că vom avea timp să oficializăm totul înainte de nunta voastră, dacă aceasta va avea loc. Planul tatălui era ca el să plătească întreaga suma tranzacției viitoare cu condiția ca casa să fie înregistrată pe numele lui. La început, fiica a perceput această propunere fără optimism. Tată, nu înțeleg de ce atâtea complicații? Sau nu ai încredere în mine? Sergei Constantinovic a exclamat. Nu am încredere în soțul tău actual sau viitor. Și nu a ascuns niciodată acest fapt. Și nu îndrăzni să-i spui lui despre planurile noastre, căci nu se știe niciodată. Pentru Marina, această conversație a fost neplăcută și nu a vrut să-l întrebe pe tatăl ei ce alte capcane ar putea apărea în timpul formalizării achiziției casei. Totuși, Valera nu a manifestat un interes deosebit față de procedura juridică viitoare, când a aflat că în curând familia lor va avea schimbări plăcute. Chiar s-a exprimat cu admirație în legătură cu acest lucru. Am crezut că ne va trebui să ne mulțumim cu un apartament cu două camere până la sfârșitul zilelor noastre. Tatăl tău, Marina, este un tip cu adevărat grozav. O casă proprie este ceva special. Îmi imaginez cât de surprinsă va fi mama mea. Mama viitoare a intervenit timid. Valera, casa nu este nouă. Pentru a o aduce în ordine, va trebui să depunem mult efort și vor fi necesari și bani. Această observație a fost făcută cu o aluzie la problemele cronice cu locul de muncă, dar Valera nu a observat subtextul. A ridicat-o pe femeie în brațe și a început să o învârte în cameră. Marișa Tatăl tău ne-a făcut un cadou de nuntă grozav. Nu te îndoi, voi face o renovare atât de bună în cuibul nostru confortabil, încât toată lumea va fi invidioasă. Dar promisiunile soțului au rămas doar o simplă vorbă în vânt. Marina a lipit tapetul și a vopsit podelele seara, fără a ține cont de situația ei specială. Mamei viitoare îi plăcea foarte mult să pregătească o cameră pentru primul lor copil, iar cu această sarcină s-a descurcat. Ulterior, după nașterea fetiței, Marina a muncit singură pe terenul de lângă casă pentru a îmbunătăți cumva locuința. Tatăl continua să o ajute cu bani, iar când venea el însuși, încerca să-l determine pe ginerele neglijent să participe la procesul de construcție. Dar Valera găsea întotdeauna o scuză respectabilă pentru a nu se implica în muncă grea. La prânz, capul familiei nu a apărut. Au luat cina doar ei doi cu Milana. Inspirați de promisiunea mamei, fetița vorbea fără oprire. La început, ea a enunțat planul evenimentului viitor. Mama, pot să invit pe toți prietenii mei la ziua mea de naștere? Marina a răspuns zâmbind. Desigur, poți. Este sărbătoarea ta și vreau ca în acea zi să se îndeplinească, dacă nu toate, măcar o mare parte din dorințele tale. Fetița s-a gândit o secundă, apoi a zâmbit misterios. Și pe Lica Utkin o voi invita. Și trebuie să o chem și pe mătușa Oxana. Ea este nașa mea trebuie să-l invităm și pe unchiul Igor, pentru că el este soțul mătușii Oxana. Marina se aștepta ca fetița să continue să enumere pe cei pe care îi dorește la ziua ei de naștere, dar Mila a tăcut. Din expresia feței fetiței, nu era greu de ghicit că se gândește intens la ceva. Mama a întrebat cu prudență, Mila, ai enumerat pe toți sau ai uitat de cineva? Fetița a spus fără o umbră de rușine, Mama, dacă crezi că am uitat de bunică, te Dar nu o putem invita, pentru că ea va veni singură. Dar mai bine să nu vină, pentru că bunica îi strică întotdeauna dispoziția tuturor. Mama a exclamat cu uimire, Milana, așa nu se poate. Ai o singură bunică și trebuie să o respecti și să o iubești. Fetița a răspuns la această observație într-un mod foarte matur. Bunica Regina este foarte ciudată. Vorbește tot timpul despre ea însă și, și vorbește cu mine de parcă aș avea cinci ani. Apropo, mămico, nu mi-a făcut niciodată un cadou normal, deci promite mereu. Să vedem. Și de ziua mea bunica va aduce ceva aiurea. În schimb, mătușa Oxana îmi face întotdeauna cadouri de valoare, așa că o iubesc mai mult decât pe regina. Confesiunile fetiței au dezorientat complet tânăra mamă. Ea înțelegea că nu are sens să o convingă pe fetiță că bunica este bună. De fapt, copiii mici sunt foarte sensibili la falsitate, iar soacra minte la fiecare pas. După o cină copioasă, Milana a început să clipească din ochi, iar de câteva ori Marina a încercat să o trimită la culcare. Dar de fiecare dată fetița a declarat: Mama, vreau să-i povestesc tatălui despre cum va fi ziua mea de naștere. Pot să mai aștept puțin? Deoarece capul familiei întârziase undeva și nu răspundea la apeluri, Marina a spus: Mila, vei putea să-i povestești tatălui despre toate mâine dimineață. Acum du-te la culcare, este deja târziu. Tata întârzie puțin, dar va veni curând. Femeia, însă și nu credea în ceea ce încerca să o convingă pe fetiță. Probabil de aceea, a întrebat fetița cu ironie: Nu se angajează nimeni noaptea? Mi se pare că tatăl nostru te minte pur și simplu că caută de muncă, dar de fapt merge undeva. După ce a spus tot ce gândea, Milana s-a dus în camera ei, luând cu ea jucăria ei, Galia, o veveriță drăguță. Această jucărie a fost un cadou de ziua ei de naștere de la Oxana Cudina, cea mai bună prietenă a Marinei și, în același timp, nașa lui Milana. Capul familiei s-a întors acasă puțin înainte de miezul nopții. De la el venea un amestec de diferite arome. În acest buchet, cu siguranță predominau mirosul băuturii alcoolice și un parfum feminin aproape imperceptibil. Marina era atât de obosită în acea zi, încât nu mai avea puterea să-l interogheze. Ea doar l-a reproșat pe soț fără supărare. Valera este aproape 12. Unde ai fost atât de mult? Deși în întrebarea soției nu era nimic reprobabil, Valera Ilici s-a aprins dintr-o dată. Ce sugestii sunt acestea? Căutam de muncă și, în general, nu sunt obligat să mă justific în fața ta. Foarte calm, femeia i-a amintit soțului: Valera, ești soțul meu și trebuie să știu unde ești. Poate că nu ți-aș fi pus această întrebare dacă ai fi venit puțin mai devreme și de la tine nu ar fi venit un miros de parfumuri feminine. Bărbatul a deschis ochii mari, dar a înțeles că a se apăra este inutil. Da, astăzi miros puțin diferit dar nu este vina mea. Toate acestea sunt de la prietena ta, Oxana. M-a atras într-o companie minunată, unde erau tovarăși foarte importanți. Marina a simțit cum i s-a ușurat sufletul. Supărarea față de soț s-a risipit instantaneu și, deja cu compasiune, a întrebat Oxana ți-a promis să te ajute cu munca? Valera Ilici a pășit în încăpere cu încălțămintea de stradă. În alte circunstanțe, Marina i-ar fi făcut cu siguranță o observație, dar de data aceasta nu a insistat asupra greșelii soțului. Din potrivă, a sărit la el. Valera, hai să te ajut! Spunem, ce este cu munca? Bărbatul și-a dat jos adidașii, iar soția i-a permis să-i scoată sacoul. Draga mea, totul este bine. Lucrurile au început să se miște, pentru că s-au implicat astfel de oameni. Desigur, mulțumesc Oxanei. Trebuie să-i arătăm recunoștință. Marina a promis. Desigur, Valera, este normal să răspunzi cu bunătate la bunătate. Îi vom arăta cu siguranță recunoștință lui Xenia, dar nu acum. Bărbatul a ridicat sprâncenele cu uimire. De ce nu acum? Ca și cum s-ar justifica, femeia a început să explice. Dragă, probabil ai uitat că săptămâna viitoare este ziua de naștere a fiicei noastre. Milana visează să-și invite prietenii de la școală și nu putem refuza singurul nostru copil o mică plăcere. Valera Ilici s-a ridicat de pe canapea, fața lui începând să se schimbe rapid, adoptând diferite expresii. Această mască vie a surprins-o cel mai mult pe Marina. S-a aruncat spre soț. Valera, ce ai? Te simți rău? El s-a ridicat, ușor avansând un picior. Între ce am? Da, nimic special. Pur și simplu mă așteptam la ajutorul tău, mai exact la suma pe care o păstrezi în ascunzătoare. Îmi pare rău, am dat peste ascunzătoarea ta. Dar, așa cum am înțeles acum, acești bani vor fi direcționați către limonade și alte prosti dulci. Marina a fost luată prin surprindere. Valera, dar aceștia sunt pentru ziua de naștere a fiicei noastre. Bărbatul a aruncat o privire furioasă asupra soției. Și eu am nevoie de bani pentru muncă. Oamenii deștepți mi-au propus să investesc într-un proiect promițător. Femeia l-a întrerupt. Să dai banii așa, fără nimic în schimb? Credeam că cauți o muncă adevărată, dar tu te pregătești din nou să te bagi în ceva. Valera a strigat. Ce înțelegi tu? Este un lucru sigur. Dacă nu mă crezi, întreabă-ți prietena. Întreabă o mâine pe Oxana. Ea va confirma. Marinei nu-i plăcea să continue această discuție noapte, iar o ceartă zgomotoasă ar putea să o trezească pe Milana. A murmurat liniștit. Bine, mâine voi întreba cu siguranță totul. Acum hai să dormim. Cu un pas nesigur, Valera Ilici s-a îndreptat spre dormitor, repetând cu voce tare: Voi, femeile, nu înțelegeți nimic. Vă pare că banii vin ușor. Dar nu-ți face griji, Marina Sergivna, te voi învăța să-ți respecti soțul. În acea noapte, Marina nu a reușit să adormă. Pentru a nu-l deranja pe soț, s-a furișat ușor din dormitor și s-a dus în bucătărie. Aproape până la răsărit, femeia a stat lângă fereastră. Observând strălucirea stelelor îndepărtate. Aceste faruri cerești erau un ruchiparea a visurilor ei. Părea că sunt foarte aproape, trebuie doar să întinzi mâna și să le atingi. De multe ori în viața ei, Marina a întins mâna, dar stelele doar râdeau de naivitatea ei. Destinul i-a adus împreună într-una dintre școlile din oraș, unde Marina lucra. Valera făcea practică acolo, iar apariția lui într-un colectiv feminin curat a stârnit un entuziasm evident. Chiar și doamnele cu experiență de viață se îngrijeau de aspectul lor. Directorul a devenit, de asemenea, mai tânăr în ochi și împărtășea cu colegii: Fetele, ce băiat frumos ne-au trimis! Dacă ne străduim, se va întoarce la noi după terminarea universității. O profesoară mai tânără a observat: Să vină băiatul, măcar va diversifica colectivul feminin. Iar noi îl vom învăța tainele meseriei. Directorul a privit-o sever pe subordonata care a îndrăznit să facă o observație ambiguă. Caterina Markovna, trebuie să te gândești la elevii tăi, nu la practicanții tineri. În clasa ta nu sunt rezultate grozave. Ești pe ultimul loc. Deoarece Marina Oțrovske a lucrat de doar câteva luni, nu a participat la discuții, deși studentul practicant a avut un impact puternic asupra ei. Ea își evalua obiectiv aspectul exterior și înțelegea că are puține șanse să cucerească inima unui astfel de băiat simpatic. Dar în viață se întâmplă adesea lucruri surprinzătoare. Acest lucru s-a întâmplat și cu tânăra profesoară Oțrovskea. La doar a doua zi după debutul său, uitor, Valera Ilici s-a apropiat de Marina. Dacă nu mă înșel, tu lucrezi aici de puțin timp? Fata s-a simțit puțin jenată, dar a încercat să nu o arate. Da, de abia de trei luni. Predau engleză în clasele superioare. Lomaikin a privit-o cu respect pe interlocutoare. Oh, am avut întotdeauna probleme cu limba străină. Chiar și lecțiile individuale nu m-au ajutat. Tinerii au început să converseze, iar seara au părăsit împreună școala. Valera a propus să se plimbe puțin, iar Marina a fost de acord. El povestea cu plăcere despre realizările sale sportive și planurile de viitor. De la ele emană încredere, iar această calitate a cucerit-o pe Marina, care nu avea experiență în dragoste. Când Valera și-a terminat practica, relațiile lor nu au fost suspendate. Tânărul suna zilnic, iar în weekend venea la Marina. Dezvoltarea rapidă a romanului lor a fost facilitată de faptul că fata avea un apartament separat. Într-un moment de revelație, Valera i-a povestit prietenei sale despre ciudățeniile mamei sale, iar fata nu a putut să-și stăpânească emoțiile. Valera, îmi imaginez cât de greu ți este. Poți să stai la mine dacă nu te deranjează astfel de condiții. Atunci, Valera Lomachin, încă student, nu îndrăznea să viseze la o astfel de noroc. A acceptat cu bucurie oferta Marinei. Îți mulțumesc pentru înțelegere. Doar să nu crezi. Marina, cam planuri viclean în legătură cu tine. Vreau să devenim prieteni buni. Perioada de prietenie s-a dovedit a fi de scurtă durată. Dar nici Marina, nici Valera nu regretau trecerea relațiilor la un nou nivel. La început, când valera încă studia, el o ajuta cu plăcere pe fată, dar după terminarea universității, băiatul s-a schimbat brusc. A devenit iritabil și era constant nemulțumit de ceva. Marina nu se supăra pe el și tot timpul își justifica comportamentul în discuțiile cu prietenele sau cu tatăl ei. Valera trecea printr-o perioadă dificilă, nu reușea să găsească un loc de muncă pe placul său. Într-adevăr, Lomakin nu avea deloc noroc în plan profesional. Imediat după absolvire, s-a angajat profesor de educație fizică la școala unde lucra Marina, dar în colectivul feminin existau reguli proprii, care îi provocau antipatie băiatului. El se certa constant cu directorul adjunct, iar într-o zi aceasta nu a mai rezistat. Valera Iliev, aveam o părere mai bună despre dumneavoastră, dar ne-ați dezamăgit, așa că va trebui să ne despărțim. Lomachin a părăsit școala fără regrete, iar pe Marina o convingea. Nu-i nimic, sunt doar neplăceri temporare. Mă voi odihni puțin și voi găsi o muncă atât de bună, încât aceste vrăjitoare vor regreta că au procedat așa cu mine. Prin vrăjitoare, Bărbatul se referea la colectivul în care nu s-a integrat. Marina, din modestie, nu i-a reamintit iubitului că ea este parte din această societate. Valera s-a odihnit timp de două luni lungi. În această perioadă, rezervele financiare s-au epuizat, iar Marina a început să-i reamintească iubitului despre promisiunea lui. Valera, e timpul să te gândești la muncă. Ne lipsesc critic banii. El a reacționat imediat. Dar eu mă gândesc zi și noapte dar nu pot să-mi dau seama. Nu vrei să mă duc să lucrez ca măturător sau la construcții. Această afirmație a surprins-o pe Marina. Acolo lucrează și oameni. Nu trebuie să te consideri superior altora. În loc să stai acasă, ai putea să te plimbi prin oraș, să întregi. Se pare că conștiința nu s-a stins complet și a decis să-i reamintească de existența sa. Poate, din alte motive, Valera Ilievi a trecut în a doua zi la faza activă de căutare. Seara, S-a întors acasă cu o stare de spirit ridicată. Marina, pot să mă feliciti? Am găsit locul de muncă al visurilor mele. Este un centru de fitness. Au nevoie urgent de un antrenor. Am scris deja cererea și mâine încep. De fapt, Valera Iliehi nu a rezistat nici măcar o jumătate de an la centrul de sănătate. Apoi, a lucrat aproape un an în serviciul social, dar acolo salariul era mic. Apoi Valera s-a îmbolnăvit de ideea de a-și deschide propria afacere, dar și aici a dat faliment practic de la început. Pentru a se menține pe linia de plutire, Marina a fost nevoită să caute un venit suplimentar. Dar după nașterea fiicei și mutarea într-o nouă casă, femeia a fost nevoită să plece din școală, iar în instituția de educație din localitate toate posturile erau ocupate. Când soțul a aflat despre asta, s-a supărat pe ea. De ce nu m-ai consultat? De ce nu te-ai gândit cum vom trăi?" Ca răspuns la aceste reproșuri nedrepte, ea a spus, nu pot să mă rup în bucăți pentru că sunt o ființă umană, nu o mașină și am și eu dreptul să-ți spun exact aceeași întrebare. De ce nu lucrezi încă? Lomachin a considerat reproșurile soției o nesimțire, dar nu s-a pierdut. Tu, Marina, nu te compara cu mine. Eu am o situație complet diferită. Femeia a observat cu amărăciune. Aha, ai o situație, ca în aceea poveste. Munca nu este lup, nu fuge în pădure. Valera Iliev nu i-a plăcut deloc neascultarea soției, dar nu a vrut să agraveze situația, ci a cerut cu bâlândețe. Marina, să nu ne certăm! Știu că am greșit și voi încerca să mă corectez. Se pare că nervii mei cedează complet. Desigur, Marina l-a iertat pe soțul neglijent și a crezut din nou în promisiunile lui. Pentru ca familia lor mică să se mențină pe linia de plutire, ea s-a apucat de meditații. Iar noaptea făcea traduceri la comandă. Soțul simțea compasiune. Bietă mea, ești atât de obosită! Mi-ar plăcea să te ajut, dar, din păcate, nu cunosc nicio limbă străină. Dacă la început soțul simțea măcar un oarecare disconfort moral din cauza că soția muncește, în timp ce el se comportă ca un leneș, apoi acest sentiment s-a estompat. Nu s-a observat nicio implicare din partea soacrei. crei. De câteva ori, Marina s-a plâns în discuțiile cu regina Alexandrovna despre comportamentul lui Valera, dar aceasta a întrerupt-o brutal. Draga mea, ai crezut că viața de familie este zahăr? Dacă vrei ca soțul tău să nu fugă de tine, fi pregătită să sacrifici ceva. Și eu am renunțat la multe în încercarea de a-mi salva familia, dar am avut un noroc catastrofal în viața personală. Apoi, soacra s-a adâncit în detaliile vieții sale. Fără nicio umbră de rușine, ea i-a i -a povestit nurorii despre căsătorile și divorțurile sale oficiale, iar Marina s-a gândit, doamne, ferește-mă de o astfel de viață. Mai bine suport ieșirile lui Valera decât să schimb atât de de soții. Aproape 10 ani de căsnicie, Marina nu s-a gândit niciodată la divorț. Nu a permis nici măcar o astfel de idee, fiindcă era convinsă că Valera este dragostea pentru toată viața. Tocmai acest sentiment sublim o făcea pe tânăra femeie să ierte soțului multe lucruri, inclusiv hoină reala lui cronică. Principalul surpriză de ziua de naștere a Milanei a fost apariția neașteptată a bunicului. Sergei Constantinovici a decis intenționat să nu-și anunțe fiica despre sosirea sa. Și când dimineața lomachinii au văzut în curte, unde totul era pregătit pentru sărbătoare, bunicul, la început, nu l-au recunoscut pe rudă. Valera a chemat-o pe soție. Marina, uite-te, acolo cineva se plimbă. Femeia s-a îndepărtat la început. Probabil, organizatorii au venit mai devreme. M-am înțeles cu ei la zece, dar cine știe ce au în minte? Au promis că se vor ocupa de tot. Bărbatul insista. Totuși, uită-te! Femeia s-a apropiat de fereastră și a strigat. Oh, este tata! Milana, vino repede aici! Bunicul tău a venit! Sergei Constantinovici nu se aștepta la o întâlnire atât de tumultoasă. Chiar și după ce s-au așezat primele emoții, nepoata nu s-a îndepărtat de el niciun moment i-a dăruit un tablet și o întreagă colecție de păpuși barbie cu haine. Iată, nepoată, ia! Sper să-ți amintești de bunic! Cadoul bunicului a provocat o bucurie indescriptibilă în fetiță, iar ea apoi s-a lăudat colegilor de clasă. Un cadou numai puțin valoros i-a fost oferit fetiței de soția lui Cudinoi. Obiectul darului a fost un trotinete electric nou-nouț. Cadoul bunicii a fost de 100 de ori mai slab în comparație cu celelalte. Regina Alexandrovna a bucurat nepoata cu un set de ceai cu imagini ale unor animale vesele. Milana a mulțumit politicos rudei. Mulțumesc, bunică, și a dus setul acasă. Când fetița s-a întors la oaspeți, ea doar a privit cu coada ochiului spre bunică, dar nu s-a îndepărtat de bunic. Regina Alexandrovna a privit cu gelozie în acea direcție, dar de data aceasta s-a comportat destul de modest, fără a atrage atenția asupra persoanei sale. Marina nici nu a observat în ce moment soacra a dispărut. Dar a văzut cum soțul schimbă privir de loc prietenoase cu Oxana, prietena ei din copilărie. Nașa Sărbătorii se simțea foarte confortabil în compania copiilor. Împreună cu ei se juca și făcea cercuri. În mijlocul distracției, Valera Iliev s-a alăturat mulțimii. Soțul Oxanei, Igor, observa totul cu indiferență, iar Marina s-a gândit: probabil mi s-a părut că între Oxana și Valera există ceva mai mult. Și asta e tot din cauza oboselii și a neajunsurilor domestice. Trebuie să am răbdare și să aștept. Totuși, Marina nu putea să-și explice ce își dorește cel mai mult după atâția ani de dezamăgiri. Conform scenariului, sărbătoarea copiilor s-a încheiat cu un foc de artificii. Milana a jubilat, iar Marina a simțit satisfacție că măcar o dorință a fiicei s-a împlinit în acea zi. Femeia nu a observat cum soțul a dispărut. El părea că s-a evaporat. Familia cu Dinoi s-a retras de asemenea fără a se lua la revedere. Sergei Constantinovici a observat că fiica este îngrijorată de ceva. Marina, ce ai? Nu ești un să Ea a încercat să-și liniștească tatăl. Tata, totul este în regulă. Sărbătoarea noastră a fost splendidă. Numai că nu pot înțelege unde a dispărut Valera. Nu l-ai văzut cumva? Ostrovski a răspuns repede. Nu, nu l-am văzut. Poate a mers să-și a rămas bun de la prietenii tăi? În curând, Valera s-a întors și a confirmat versiunea exprimată de socru. Trebuia să discut cu Igor. Este vorba despre muncă. Socrul l-a privit cu suspiciune pe ginere. Este prima dată când aud că înainte de a te angaja se fac negocieri. Îți ascunzi ceva, ginere. Valera a strălucit din ochi și a ieșit din bucătărie. S-a supărat atât de tare pe socru, încât nu l-a însoțit dimineața la gară. Dar când soția și fiica s-au întors acasă, el i-a spus ce a gândit. Marina, nu înțeleg ce se întâmplă cu noi? De ce tatăl tău se comportă în casa noastră ca și cum ar fi casa lui? Femeia a răspuns cu o ironie. În principiu, așa este. El este tatăl meu și bunicul drag. Această răspuns nu l-a liniștit pe Lomachin. El dorea să obțină de la soție satisfacția ambițiilor sale. Dar pentru asta trebuia să o câștige pe femeie. Valera Iliev, cu o privire îngăduitoare, s-a uitat în ochii soției. Marina, poate ne odihnim? În altă situație, Marina ar fi acceptat cu plăcere jocul soțului, dar i-a și-a mintit brusc cum el se uita cu poftă la Oxana, cum se schimbau priviri, uitând de prezența jumătăților lor. Marina nu dorea să înceapă o discuție în fața fiicei, așa că i-a spus Milanei. Mila, du-te să te joci, trebuie să vorbim cu tata. Când fetița a fugit, femeia s-a uitat direct în ochii soțului. Valera, Poate e timpul să încheiem acest joc? Spunem concret ce vrei de la mine. El a zâmbit. Bine! Îți voi spune direct. Am nevoie urgent de bani. M-am băgat în belele mari și acum nu știu cum să ies. Oxana a promis să mă ajute, dar soțul ei, un prost, un idiot încăpățânat. Pe scurt, am nevoie de bani, iar cum eu sunt momentan fără muncă, trebuie să mă ajuți. O liniște uimitoare a învăluit-o ca un plapum. Nu voia să se supere sau să-i reproșeze soțului. Ea doar să uita la ochii lui care se mișcau și nu putea înțelege de ce în acești zece ani nu a observat că soțul îi minte constant. Dar Valera a așteptat cu nerăbdare răspunsul, iar Marina, după o lungă pauză, a spus Valera, știi foarte bine că nu am bani. Dacă nu ar fi fost tata, nu știu unde am fi locuit și ce am fi mâncat. Dintr-o dată, bărbatul a căzut în genunchi în fața ei. Marina, dar poți lua un credit de la bancă. Femeia a zâmbit din nou. Pe ce garanții aș lua o astfel de sumă? Lomachin s-a grăbit să răspundă. Pot să ipotechezi această casă? Ne vom descurca. Mi-au promis o muncă bună. Întreabă-o pe Oxana. Marina a simțit repulsie față de omul care îi cerea milă în genunchi. Valera, zece ani ți-am iertat tot și ți-am îndeplinit capriciile, dar de data aceasta sunt nevoită să-ți refuz. Nu voi ipoteca casa du-te la mama, să te ajute măcar o dată în viață. Valera a strigat. Mama abia se descurcă, iar sănătatea ei este slabă. Îmi pare rău. Nici eu nu sunt calul lui Pârjevalski. Marina a considerat conversația încheiată și a ieșit din casă pentru a face ordine în curte. După câteva minute, Valera Ilievi a ieșit cu o geantă în mână. Inima femeii a stat pe loc pentru o clipă, dar ea nu a arătat nicio emoție, doar a întrebat liniștit. Pleci? Valera Iliev, provocator, a zâmbit. Ai ghicit. Dacă nu mă potrivesc în această curte, voi căuta un alt loc. Dar îți promit că vei regreta foarte mult că mi-ai refuzat o mică favoare. Marina a privit cum silueta soțului se îndepărtează încet. În acel moment, dintr-un motiv oarecare, și-a amintit cum, cu mulți ani în urmă, tatăl ei a plecat de lângă ele. Dar atunci totul era complet diferit, deși în inima ei se ascundea o supărare față de tată. Femeia nu a observat cum s-a apropiat fiica. Milana, ca întotdeauna, cu o naivitate simplă, a întrebat. Tata a plecat pentru totdeauna? Marina a ridicat din umeri. Nu știu. Fetiță. Fetița a suspinat și a formulat o ipoteză. Mămică, acestea sunt zile rele. Și mătușa Oxana este o răutăcioasă. Am văzut cum s-a șoptit cu tata la ziua mea de naștere. Probabil a plecat la ea. Ei bine. Să meargă! Îl vom chema pe bunic și el va locui cu noi. Marina nu s-a gândit niciodată că plecarea soțului îi va schimba viața în bine. Desigur, la început a fost greu să se împace cu gândul că soțul a plecat nu doar la o altă femeie, ci la o prietenă. Se pare că Oxana s-a despărțit de Igor de mult, dar la cererea lui, ei se comportau în public ca o pereche iubitoare. De câteva ori, Marina a încercat să o sune pe prietenă pentru a obține explicații, dar Oxana a schimbat numărul de telefon. După două săptămâni de la despărțirea de soț, soacra a venit neașteptat la ele. Regina Alexandrovna, ca de obicei, s-a comportat obraznic. Chiar fără a saluta, a spus, Ce te faci atât de mândră? Ei bine, hai, nu-i nimic, nu va dura mult până să nu mai ai de ales. În curând, justiția va triumfa. Această afirmație a alarmat tânăra femeie. La ce triumf al justiției te referi? Regina Alexandrovna s-a așezat fără invitație la masă. Poate mă servești cu ceai? Căci până am ajuns la voi cu autobuzul, mi s-a uscat tot în gură. Marina a turnat în tăcere ceai în ceașcă și l-a pus în fața crei. Aceasta a sorbit zgomotos din băutură. Așadar, draga mea, nu a durat mult muzica, nu a durat mult dansul. Regina Alexandrovna a râs zgomotos, iar mintea nurorii a apărut gândul că poate a nebunit. Gusta a dat din ochi misterios. Crezi că am înnebunit? Nu! Mă bucur că, în sfârșit, Valera s-a eliberat de tine. Pentru informația ta, el a depus cerere de divorț și, de asemenea, pentru împărțirea bunurilor. Să decide instanța totul în mod just. Această casă, conform deciziei instanței, va trebui vândută. Pe ea se pot obține bani buni. Soacra a închis ochii visător. Valera mi-a promis că îmi va da bani pentru tratament la sanatoriu. Nervii mei nu sunt în regulă, pentru că viața este atât de zbuciumată. Marina a ascultat-o pe soacră și a zâmbit în tăcere. Se pare că regina Alexandrovna nu se aștepta la o astfel de reacție. Credea că Nora va începe să-și smulgă părul din cap și să-l implore pe fiul ei pentru milă. Dar iată cea! Regina Alexandrovna a întrebat. Marina, de ce zâmbești atât de mult? Tânăra femeie nu a rezistat și a râs direct în față. Planurile tale, regina Alexandrovna, nu au să se împlinească. Soacra a atacat. De ce nu? Eu cunosc legile. Totul se împarte pe jumătate. Spune-i fiului tău că nu mă opun divorțului. Numai că el va trebui să caute urgent un loc de muncă, pentru că eu voi depune imediat cerere pentru pensie alimentară. La noi în țară legile sunt stricte. Ai observat bine. Numai că cu casa nu veți reuși. Regina Alexandrovna, pentru că este înregistrată pe tatăl meu, așa că va trebui să amânați călătoria la sanatoriu pe o perioadă nedeterminată. Soacra nu a putut ieși din șoc mult timp, iar Marina chiar s-a gândit să cheme o ambulanță. Când oaspetele a părăsit casa lor, tânăra femeie a sunat tatălui ei și i a povestit totul, iar la sfârșit a adăugat, Tată, îți mulțumesc pentru tot. Ești cel mai minunat tată din lume și foarte prevăzător. Dacă nu ai fi fost tu, ar fi trebuit să împărțim bunurile. Desigur, Marina a fost nevoită să împărtășească unele bunuri cu fostul soț. Nu se aștepta ca omul cu care a trăit atâția ani să fie atât de meschin. Valera Iliev împărțea cu meticulozitate lenjeria de pat și prosoapele. Și o făcea cu plăcere. La această scenă asista o procesiune și o prietenă. Oxana, vinovată, și-a lăsat privirea în jos și a murmurat, justificându-se. Marina, nu ne judeca, te rog. Ești și tu femeie și ar trebui să înțelegi că inima nu poate fi comandată. Marina a răspuns doar. Oxana, pe lângă inimă, există și conștiința. Ți-am acordat încredere atât de mult încât am ales-o pe tine ca nașă pentru copilul meu, iar tu ai complotat cu soțul meu pe la spatele meu. Au plecat împreună din casă și din viața ei, fostul soț și fosta prietenă. Tânăra femeie nu simțea nimic altceva decât regret. Îi părea rău că cei mai buni ani i-a pierdut pe un nimic ca Valera Lomaikin. După acele evenimente au trecut aproape trei ani. Vara se apropia de sfârșit, iar Marina, împreună cu fiica ei crescută, a plecat în oraș cu mașina dăruită de tatăl ei pentru a cumpăra tot ce era necesar pentru școală. Au rătăcit mult pe etajele centrului comercial și, din această cauză, erau foarte obosite. Când ieșeau din magazin, încărcate cu pungi și pachete, Marina a fost strigată de un bărbat. Soarele ilumina direct în ochi, așa că ea a strâns ochii și nu a putut să-l recunoască pe străin. Melana s-a privit cu dispreț mama ei. Mami, ce ai? Nu-l recunoști? E unchiul Igor, soțul mătușii Oxana. Marina s-a simțit stânjenită că nu l-a recunoscut imediat pe soțul fostei prietene. Cu dânov le-a propus. Fetele, poate ne așezăm undeva? Sincer, mi-a fost dor de orașul meu iubit și de fețele cunoscute. Tocmai ieri m-am întors dintr-o călătorie de afaceri, nu am fost acasă timp de trei ani. Marina nu dorea să deranjeze vechile răni, deși era nerăbdătoare să afle cum mai este fosta ei prietena, Dar Igor a început el conversația pe acest subiect când au plecat în căutarea unui loc confortabil pentru o gustare. Nu o să-ți vină să crezi. Marina, înainte credeam că nostalgia după patrie e doar un trup poetic al liricilor, dar acum am simțit pe pielea mea ce înseamnă să trăiești departe de casă și să auzi în fiecare zi o limbă străină. Îți mulțumesc, traducătorule. El e un băiat deștept. Bine, nu o să vă îmbolnăvesc mintea cu poveștile mele despre afaceri. Bărbatul a privit-o pe Marina cu mister și a spus încet: Dacă te interesează, pot să-ți împărtășesc informații despre cunoscuții noștri comuni. Marina nu simțea nici fior, nici emoție. Era doar curioasă să afle cum și unde trăiește tatăl fiicei ei. Igor, dacă aș fi știut că-l vei vedea pe Valera, ți-aș fi cerut să-i transmiți că în curând va fi căutat. Cu de nou a ridicat sprâncenele, surprins. Ce a făcut? Tânăra femeie a suspinat: Așa, Nimic important. Valera pur și simplu nu plătește pensie alimentară. Au trecut aproape trei ani de la divorțul nostru și nu a arătat niciodată dorința de a-și vedea fiica sau de a o ajuta cu ceva. I-am văzut în Turcia. S-au angajat într-un restaurant de mâna a treia. Xenia spală vasele, iar Valera s-a angajat ca paznic. Nu arată rău. Și uniforma îi stă bine. Am intrat în acel local pentru a lua o gustare. Fostul tău soț s-a mirat când m-a văzut și, cred, S-a speriat puțin. Am vorbit puțin și am plecat. Asta e, în principiu, toată povestea. Marina privea gânditoare în depărtare, gândindu-se la ale ei. Îmi pare rău pentru ei. Igor a înțeles despre cine era vorba. Și, sincer, nu-mi pare deloc rău pentru ei. Așa cum se spune, fiecăruia ce-i trebuie. Cudinov s-a ridicat primul de la masa cafenelei unde s-au așezat. Îmi pare rău, trebuie să plec poate vă duc undeva? Cât îmi amintesc, nu aveți o distanță mică de parcurs. Marina i-a mulțumit bărbatului. Mulțumesc, dar noi avem mașina noastră. Cudnov le-a însoțit până la parcare, dar nu se grăbea să plece. Marina a propus nesigur. Dacă ai timp, vino să ne vizitezi. Femeii s-a părut că Igor s-a bucurat de această invitație. Voi veni cu siguranță. Poate chiar mâine îmi voi face timp. O oră, două. Ascultă, Marina, dacă nu mă înșel, ești profesoară, știi engleză. Marina a confirmat. Nu doar engleză. Vorbesc destul de bine franceza. Și știu germană. Kudinov s-a bucurat. Ce bine că te-am întâlnit. Avem urgent nevoie de un traducător. Băiatul care a lucrat cu noi s-a angajat la un departament diplomatic și acum suntem în mare dificultate. Marina a acceptat cu bucurie invitația vechiului cunoscut. Lucrul într-o companie solidă i-a deschis tinerei femei cele mai strălucitoare perspective. Dar cel mai important cadou al destinului s-a dovedit a fi însuși cu nou. Între Igor și Marina a avut succes încercarea de a transforma două nefericiri într-o fericire.